Așadar, dragilor, bună ziua și bine găsit, bine ne vedem din nou la Prof Online, cu Prof Online, pentru că iată el aici acum și-a propus ceva, să vă arate o situație care e frecventă. Anume, am citit în recent un mesaj în care spunea cineva cam așa: domn profesor, dar de ce matca caută să ouă în rama dumitare capcană? Foarte bună întrebare. Ia ouă, atenție, ori de câte ori găsește celula cea mare, și mă întreba, de ce nu ouă pe rame? Ouă pe rame. Când sunt rame de trânt, sunt celule de trântă ouă și acolo, numai că apicultorii au sesizat sensibilitatea mare a femeilor de varoa, aceea de a alerga spre celulele de trântor, pentru că acolo găsesc și hrană mai din, să spun, din plin, deci larva fiind mai mare, au să mulți în voie. Deci între o larvă de albină și una de trântor, dacă sunt vecine, o preferă pe cea de trântor. Atunci, dacă cumva sunt și rame care au celule de trântor pe, în stup, în familie, sigur că și acolo marca va intra. Apicultorii se simt în chestia asta că preferă femeia de varoa să ajungă în celula de trântor. Apicultorii au folosit această ramă capcană. Nu e inițiativa mea, nu este ideea mea, ci dintotdeauna ei au sesizat acest lucru și folosesc rama capcană. Numai că rama capcană pusă la marginea cuibului, în stup, după ce ai pus magazia deasupra, din mieri, începe activitatea, nu mai ajuns la timp, etc., se transformă în înmulțitor. Deci este zona unde acolo se desfășoară activitatea de mulțire a femeilor de varoa excesiv. Excesiv. Așa am pățit-o eu. Da? Acum, în perioada asta, când a scăzut interesul pentru înmulțire, cam, să spunem, pe 15 iulie, așa, familiile se cam stau și analizează o parte care trebuie să rească roit în perioada aceea, sfârșitul mai, iunie, atunci e perioada de vârf, așa că scade interesul pentru creșterea masculilor. Scăzând interesul, femeile de varoa ce să facă dacă nu mai au masculi? Celule de trântor sau larve de trântor. Să tupe albină. Asta e drama mare. Acum, bunar, la începutul, sfârșitul lui august, toată luna lui august, când trântor nu mai sunt, s-a produs măcelul trântor, a fost eliminat, totul este praf. Adică, așa se întâmplă. Albina nu-și permite să țină acolo în familie indivizi care nu fac nimic. Așa că se produce măcelul trântorului. În ce sens? Trântorii sunt duși... ori de câte o să apropie de celul de mieri, o să-i albina în cap. Nu-l mai lasă să mănânce. Și atunci el coboară, se duce pe fundul stupului, acolo fac gardă albinuțile, care cum moare câte unul, pac afară, pac afară. Deci este înfometare și scoaterea lor afară. Măcelul trântorului, așa se zice în limbajul apicol. Femeile de varoa care încă sunt, nu? Dacă n-am avut șansa biostupului, dacă n-am curățat tot timpul, așa cum ați văzut, că am capcană, în filmele mele vedeți foarte bine toată povestea asta, în condițiile acestea, sunt în vârf, atenție, sunt în vârf la înmulțire. Femeile de varoa sunt în vârf. Acum se vor duce toate pe albinuțe. De aceea veți vedea, dragilor, albinuțe cu... care nu au capacitate de zbor, care sunt târâți, care sunt fără aripi, care sunt mai mult mai mici și așa mai departe, cu handicap, da? Pentru că s-a produs înmulțirea femeilor de varoa. Ceea ce am acum aici sunt trei lăzi de stup tradițional, da? Fără funda de varoa, așa cum eram la vagoane, pe care le-am folosit aici la înmulțire. Cei care s-au urmărit, în dimineața asta am dat tot sistemul ăsta care era la etaj aici. Aici am înmulțit una, două măci în perioada, nu numai în asta, ci tot ce am avut aici împrăștiat. Ei bine, acum a sosit momentul în care vreau să transvazez cei trei, în singura ladă de aici, da, în biostup.
Așa, asta este un biostup din 2011, dragilor. Este, dacă ar avea gură să spună, să vorbească biostupul ăsta. Deci este din generația din 2011, cel care a fost plimbat și la Bujoreni și v-aș ruga să vedeți acolo, când intrați la Prof Online, vedeți, dați click pe n-am mai putut continua pentru că grupul infracțional mi-a furat stupina, vedeți acolo toate filmele acelea care au fost făcute în perioada în care lucram acolo. Deci așa este una din lăzile acelea cu care m-am deplasat, din cele 52 de lăzi. În prima oară la 2012 am avut 156 de familii. Ei bine, iată-o lada asta acum, pregătită pentru a face transvazat. Cum gândim? O punem în mijloc. Sunt cele trei rând de zbor. 1, 2, 3. Pe rampa asta de zbor va veni cea din buzunărel. Da? Din ce motiv? Ea este apropiată ca poziție, da? Este apropiată ca poziție. Și atunci pe aici va circula asta. Pe rampa de zbor din față, din partea aceea, vreau să vă spun că lada de aici a fost înainte, chiar pe poziția asta. Am mutat-o acum pe stupul vecin pentru ca să pot pune pe ea, pe vechea poziție. Deci, din trei, vreau să vă insist pe asta, din trei nuclee sau trei roiuri pe care le aveți împrăștiate, veniți în mijloc, sau trei familii mai târziu, știu eu, veniți pentru iernare și gândiți așa. Decât să stați cu trei lăzi și cu câte una singură, izolată, cu, cum să spun, cu aproape imposibilitatea de a trece iarna, iată că biostupul vă oferă o ocazie imensă, cu una singură, cu un singur biostup, le putem prinde pe toate trei. Nu se deteriorează, deci avantaje imense, avantaje imense. Lăzile acestea se pot pune la adăpost, nu se rămân, mă rog, supuse intemperiilor cu plouă, ninge, peste ele, etc., etc. Iar o singură ladă, una singură, biostupul este expus. Dar nu numai faptul că fizic se pot să deteriorează acestea. Este șansa imensă pentru că aceste nuclee, roiuri, acestea sunt roiuri acum făcute de o lună de zile, mărcile s-au împerecheat. Aceste roiuri supraviețuiesc 100% în biostup. N-au nicio șansă să supraviețuiască în condițiile în care ar fi lăsate câte una într-o ladă, da? Nicio șansă, 100% pierd. Deci avantajul e foarte mare. În plus, datorită faptului că la acestea n-am avut posibilitatea să fac tratamentul natural prin rama clăditoare, pentru că roiul, să o spunem pe cea dreaptă, roiul este în formare. Când rama clăditoare lucrează? Când aici este pusă după, nu? După grilă și în varianta asta de după grilă, ea își rezolvă treaba. Iată că aici am uitat să pun și trebuie să pun diafragma cu patru ochiuri. Cred că trebuia să o fac asta în prezența voastră. De ce n-a făcut altă dată? Da? Deci ca să fac separarea celor trei în momentul în care familia e plină, nu știu ce, aici punem rama clăditoare. Știți bine, am mai vorbit. Rama clăditoare se plasează aici, în spatele, nu? În spatele grilei. De oriunde ar fi matca prin spațiul acesta lăsat între două rame, fanta asta de aici coincide cu distanța între cele două rame și ajunge aici. Aici se clădește tot timpul, știți bine, făgurelul pentru trântori și în felul ăsta facem colectarea varoa. Matca ajunge aici, ouă și iată, nu-mi strică fagurile, bă, știți bine toată povestea, sunt atâtea filme care, în care am povestit așa ceva. Acum, punem diafragma așa, așa, și hai să vedem dacă am numerit-o pe ea,
chiar dacă este ea de aici sau este o alta. O să văd acum, exact. Da. Deci, tablo de să fie așa. Spun că e din generații diferite și există riscul să nu vină perfect. Că Viorel între timp a mai ajustat aici, mai... Iată, chiar așa este, pentru că nu mi-e încape perfect aici. Va trebui să o găsesc și să rezolv treaba asta. Dar am să o fac lăsând-o pe ea deocamdată aici, pentru că vreau să o fac operație și pe urmă o rezolv eu după ce termin. Deci, mă întorc și spun că aici va încăpea cea de acolo. În partea asta e vorba de stupul ăsta care a fost pe poziții și în sfârșit, în partea asta altă, în compartimentul acesta, cel de-al treilea. Vreau să insist spunându-vă că dacă aici, în roiul acesta, unde nu s-a ajuns la maturitate, unde nu s-a putut întâmpla colectarea varoa pe rama clăditoare, există mari șanse ca el să fie foarte bine populat de femele. Există șanse, în ghilimele șanse. Adică există categoric această situație. Și pentru asta v-am arătat într-un film, cum anume voi puteți face prin creditorul acela cu... punând fitilul, să spunem, de varachet acolo. Însă, acum, în această situație, aflându-mă, pentru nucleile acestea, cu mățile acestea noi, cu toții trebuie, am să fac o operație pe care vreau să o urmăresc cu foarte multă atenție. După ce am să fac transvazarea și toată povestea, voi putea face tratamentul, punând aici fitilul, nu? Și atunci toate trei vor fi tratate. Toate trei. N-am altă soluție mai bună. Vă spuneam că un prieten apicultor îmi spunea, știți, dacă mă puteți împrumuta cu câțiva biostupi, mi-aș face tratamentul la toată stupina. Pentru că aș pune câte trei și aș face treaba. Sigur că mi-am spus, te ajut, nu-i problemă, dar nu ar fi interesant să-ți iei tu? Crezi tu că pot ajuta eu pe toți apicultorii care sunt în țară și care au nevoie și au situația asta? Și simt că e mult mai ușor, mai simplu, mult mai simplu și mai eficient. Tratez trei deodată. Da? Și, mă rog, se face tanșetate perfectă și toată treaba merge 100%. În situația în care n-ai înțeles performanța biostupului și chiar dacă ai biostupul și ai roi, eu insist pe asta, trebuie să o spun, n-am voie să spun că dacă ai biostup în stupină, tu lucrezi deoparte și ai câțiva biostup și totul se rezolvă natural. Nu se rezolvă natural. Deci este vorba de atenție, este vorba de faptul că nucleile n-au ajuns la nivelul acela de dezvoltare încât să fie lucrat în perioada. E vorba numai la familii puternice unde lucrăm și colectăm continuu varoa. Dar aici nu avem altă soluție. Așadar, pornim la treabă. Ce facem? Da, îl desfacem pe ăsta de aici să vedem ce are el, să vedem ce situație, în ce situație se află. A fost perioada asta, Jim, nu? Când ne-am întrebuințat din plin, pentru că luna lui august este luna foarte importantă pentru, așa cum spuneam, rasă, masă, casă, nu? Sigur. Furajarea. Furajarea. Deci nu faci treaba asta, n-ai cum să... mai ales când e perioada de secetă, când știi sigur că nu e în câmp nimic, trebuie ajutați. Obligatoriu. Da, obligatoriu. Deci acum începem să vedem ce avem aici. Iată, asta este o ramă, Jim, care nu are ce căuta în cuib. Să ne spunem, e albă, nu se poate ierna pe ea, nu se merită. Da? Noi o să o lăsăm deoparte și o scuturăm în cuibul respectiv, știi? Da. Așa. Căutăm acolo, dacă avem din ce face un cuib
cam pe 3 rame l-aș face aici. Deci că albin în puțin, nu-mi trebuie prea mult. Și asta este tot. Uite, încă ceva, Jim, să discutăm iarăși. Această ramă ar putea intra la iernat. Dar în zona unde trebuia să fie liber, deja au băgat, da? Și dacă au băgat aici, n-are până intra albina și nu poate să ierneze. Nu-i bine o ramă de asta. Asta trebuie dată la centrifugă. Și o să-ți arăt că am rame deja special făcute. Le-am dat la centrifugă, din zona necăpăcitoare o sărit și acolo albina poate să intre și să ierneze. Deci, începem, dragilor, perioada când ne ducem, suntem pe ultima, cum să spun, am intrat în linie dreaptă și începem pregătirea pentru iernat. Da? Deci, acum eu caut să văd dacă găsesc și puiet. Iată că am și găsit. Aceasta este o ramă care nu se poate să fie vorba de iernare, dar spuneam că am găsit ceva celule de puiet, este aici, da? Sunt la ieșire, adică vor recluziona cât de curând din zona asta. Ei, facem așa. Pe asta o punem obligatoriu, că avem nevoie de deschidem și rampa, am deschis-o, da. Dacă ar fi fost diafragma aceea de calitate, aș fi pus de pe acum, aș fi lipit-o acolo. Da? Nu este aici și o să caut să o găsesc. Aici este și marca, am și văzut-o. Uite-o aici. Este tânăr, vă spuneam că e de o lună de zile. După cum se mișcă, îți dai seama că este o matcă tânără. Așa. Ea are ou aici, în zona asta, unde nu se vede nimic, adică celule goale au depus ouă. E mierea căpăcită. E o ramă bună, e neagră. Încep să studiez acum dacă rama asta merită să fie o ramă de bază din cuib. Răspunsul, da. Pentru că coronița este, celulele toate sunt de al de bine, este mai închisă la culoare, este excelentă, excelentă pentru iernat. Așadar, va fi una din ramele de bază, să zic, ale formării cuibului. Mergem mai departe și vedem următoarea ramă, să vedem ce este și cu asta. Da, este o ramă și asta bună. Jim, trebuie să mai spun un lucru. Aici este, iarăși, sunt ouă, larve, da, în zona asta. Păi bine, asta până când va ecluziona, mai durează. Uite, e și puiet, vezi, căpăcită parte, da? Din nou, este rama bună. Care va sta chiar lipită de grilă. Deci, vezi, când eu o să fac cuibul, o să o pun pe asta chiar prima. Deci am început să gândesc formarea cuibului. Deci prima ramă care va fi împinsă va fi asta, asta a doua și asta a treia, obligatoriu. Dacă aș găsi pe aici o diafragmă de asta, mi-ar fi treaba rezolvată. Ia să încerc, poate găsesc. Hai, nu, pe partea aceea, pe linia aceea, să cam cam. Las așa că filmul nu-l mai rupe. Ideea este clară. Că asta va fi prima ramă, asta a doua, asta a treia și eventual una dintre cele de acolo. Dacă nu, cumva, voi băga o ramă eu pe care o am pregătit special, de-am dat-o la centrifugă. Cred că așa am să mă gândesc. Bun. Și acum hai să venim pe partea asta. Am spus că aici, imediat... Vreau să le lăsăm așa? Lăsăm așa deocamdată. Le acoperim, dar... Știi ce? Ia să faci. Ai dreptate. Le scuturăm, ha? Nu. Păi, terminăm aici. Scuturăm. Tu ai dreptate, să le scuturăm. Jim, uite cum facem. Pe asta o dau mai aproape. Scuturăm o parte asta la altă. Ca să și albina să stea pe rame. Da. Că altfel ea să zbuciumă și n-are unde să ducă.
Și există riscul să treacă pe acolo, că nu-i etan și... Da. Deci așa facem, e perfect. Căutăm să dăm cât mai mult albină să cadă în compartimentul ei. Ea oricum nu e obișnuită cu mirosul de acolo. Are însă șansa că deja m-a cam trimis-o, am dat-o acolo și... acum, dacă lași o ramă pe stânga, pe dreapta și te ocupi de altceva, tu ai observat foarte repede că mi-ai spus să nu lăsăm deschis. Sigur. Vezi, încep să... Încep să prind. Da, înțelegi bine... mecanismul, sigur că da. La tipul ăsta. Deci la tipul ăsta avea o mare, mare problemă, aceea de a nu greși. Orice ramă lăsată deoparte sau un stup neacoperit înseamnă șanse mari pentru pornirea furtișagului. Așa. Și basta să o scuturăm, nu? Așa am vorbit. Da. Vezi? Faptul că băgăm între rame, albina se așează. Se duce rolul, își caută da. De muncă. Dacă ați fost într-o margine, era mai agitat. Așa, stai pe ramă și tot uită. Vreau să spun că, nu exagerez, acesta este un film foarte mult așteptat. De foarte mulți. Sigur că da. Ca un film istoric. Nu spun vorbe mari. Pentru pregătirea, pentru iarna. Da. Și cum ce șanse îți oferă biostupul să strângi, să nu lași în câmp trei lăzi. Da. Peste iarnă, jumătate de an. Știi că jumătate de an, până când începe activitatea cu adevărat, stă așa expus. Ei, jumătate de an, iată că putem strânge și putem organiza astfel. Aici mai este un pic de albină, ea va ieși și când lada o ducem de aici, ea va căuta prima ladă care și mirosul ei de aici o face să-ți ducă. De aceea am spus că aproape de lada asta avem un ampa de zbor de aici. Uite, o și facem acum, ca să înțeleagă tot omul. Deci noi o să o ducem mai departe, un pic mai în capătul ăsta, și albina... Ea va atrage acolo. Nemai găsind stupul, acolo este rampa ei de zbor, da? Deci este excepțional de corect așa. Deci pentru 3, strângem 3 în 1. Iată-ne acum. În situația, acoperim pe asta, vinem cu ramă asta înapoi în marginea asta, știi? Ca să fim mai departe de grila aceea, diafragma aceea pe care trebuie să o schimb. Știi, că așa am zis, că nu s-a prodit. Mi-a scăpat, mă, m-am luat cu vorba și mi-a scăpat să fi pus, doar asta am avut în cap. Dar ai venit tu, ți-ai amintești că m-ai bătut la ușă și... Dar ar trebui să o oprim și să aducem, să-l terminăm. Știi, eu mă gândesc să fac așa. Să nu mai oprim filmul, că filmul trebuie să-l lipească din bucățele ca să facă un tot. Am înțeles. Și vine mult mai ușor dacă are un tot. Continuăm. Așa că vreau continuăm, sigur. Da, să-i fac așa. Când mi-a spus, dacă pot face dintr-una, ești grozav. Dacă nu, muncesc eu mai mult. Hai, Cristi, uite că încerc acum să găsesc o soluție, deși cap am avut să fie totul bun la început, da. Uite așa. Așadar, pe asta de aici o să o punem acolo. Începem tot așa studiu, da? De la început. Căutăm cu puiet ca să fim lipiți. Aici vom fi lipiți, da? Deci cu puiet și lipim de aici începând. La fel face și pentru partea asta. Ca ele să formeze un tot. Da? Ghemul va fi format din cele trei compartimente.
din cele trei semisfere. Se încălzească una pe alta. Asta e. E teribil. Se încălzească una pe alta. Extraordinar. Au căldura, nu mai trebuie să consumăm pentru producerea căldurii. Da? Deci știi bine că în timpul iernii, el nu au altă treabă decât să consume pentru ca să-și păstreze cele 17 grade. Sub 17 grade dacă scade, afară dacă e minus 30, lor erau nevoie de 17. Arată atunci bine, ce să consumi? Rama. Cum ți se pare? Arată bine. Excepțional, nu? Excepțional. Băi, fii atent, Jim, asta trebuie să o lipim, mă. Asta trebuie să o punem chiar lângă diafragmă. Chiar lângă diafragmă, da, sigur. Da? Chiar lângă diafragmă, pentru că este superb. Aici când va ecluziona, va fi spațiu unde albina va intra. Sigur. Ești de acord, nu? Da. Excelent. Uite. Arată excelent. Fine. Da, așa facem. Da. Acum facem așa, o punem pe asta aici. Spuneam să o lipim. Dar știi ce? O cercetăm și pe alaltă. Dacă alaltă este mai bună, atunci o punem pe aceeași pe asta a doua. Da, mai bună ca aia nu cred. Da, mă, e drept. După cum arată. E drept. Are tot ce trebuie, acum să vedem. Așa. Asta a fost o ramă, fii atent să-ți explic, pe care am dat-o la centrifugă și am pus-o în mijloc. Vezi, se vede coronița lăsată și aici lătăream că și-a băgat iarăși mierii, fie? S-a băgat. Da? Și atunci nu prea sunt încât de lucrarea făcută de ea, așa că nu e mai bună ca aceea. Nu e mai bună. Nu? Nu, categoric. Ai spus clar. Vede, aducem după ea. O să o ducem după ea. După. Corect. Așa. Să vedem pe asta altă. Dar trebuie să spun că e albă și n-aș pune o... Asta decât... de la prima, nu? Nu? Vezi ochiul spune asta. Cam așa ar trebui să facă. Dar să ne uităm cu grijă, că s-ar putea să aibă puiete. Păi are câteva celule, dar e pe sfârșit. Deci nu putem spune că e o treabă bună. A și băgat în urmă mierii. Nici ea nu e de acord să vină să ierneze pe ea. Asta trebuie să o trecem a treia. Vezi? Dincolo de... Uite așa-i facem. Și acum, dacă suntem profesioniști, asta rămâne de bază lipită. Este cea mai bună, da. De asta nu prea suntem mulțumiți, că ai văzut că a băgat deja mierii pe acolo. Eu ți-aș propune să scuturăm toată albina și să aducem o ramă de aceea de om eu pregătită. Ca să fie cu spațiu goal și poate mai ouă matca. Că tot secretul este ca în perioada asta să menținem ouatul mătcii. De aceea, Jim, oricât te-aș spus eu că la hrănire trebuie să punem foarte puțin, că se consume. Acum ai înțeles că altfel dacă punem mai mult, ea pune în celulă și blochează. Mai ales nucleile. Da. Da? Mai ales nucleile, da, transformă repede și surplusul îl bagă în celulă. Și matca nu are unde ouă. De aceea suntem atenți, că spuneam, se pune proporțional cu densitatea albine, cu rame, da, cu etc., da. Cu etc. Mai ales în perioada asta, acum când ne frământă numai menținerea ouatului. Uite, asta e o ramă care are mai mult puiet, are și ouă proaspete, deci este o ramă care nu are ce căuta în cuib, că e albă, dar ea, albina, neavând altă soluție, așa a mers pe mâna asta. Da? N-a avut ce face. Și acum spunem așa. Deci, asta n-are decât foarte puțin puiet și cealaltă foarte puțin, asta o lăsăm așa, o împingem un pic mai încolo. Uite, Gem, așa facem. Așa. De acum scuturăm pe asta o altă, cred că nu are puiet, nici nu are. O scutură. Uite-te și tu. Ea are doar coroniță, e goală pe aici. Nu e. O scuturăm și în locul ăsta de aici o să aducem o ramă pregătită de mine. Dată la centrifugă și numai bine făcut. Repetăm. Asta era cea bună. Asta are puiet, nu putem să o aruncăm. Da.
trebuie lăsat așa. Trebuie să lăsăm că are puiet, are ouă, are acolo o treabă, na. Și atunci venim cu asta care va avea celule goale de desubt, matca va veni și ouă aici, da? Și urmează asta și cu asta altă, 4, chiar 5. Cu pe 4 ar trebui să stăm aici, e prea mult 4, 3. 5. Scuturata aia și rămâne. Și o scuturăm și pe cealaltă. Cred că și cealaltă de margine, mai ne gândim împreună acum. Pentru că trebuie să gândim așa fel încât să aibă sentimentul că, adică strângem pe cât se poate de mult. Ori de câte ori stă împrășteat albina, nu-i deloc o treabă deșteaptă. Are mult de lucru, obosește, nu se poate încălzi. E sărăcie, sentimentul de sărăcie. Așa când stau înghesuit una lângă alta, este de bogății. Da. De toți prietenii noștri, cum pregătim? Deci dăm la centrifugă, lăsăm coronița și partea de jos o golim. Da? Să dă la centrifugă, asta ne-a fost necăpăcită și atunci e goală și e foarte bună. Acum o lipim pe asta aici, imediat, Jim. A doua, da? Acolo, în zona de jos, matca va avea posibilitatea să ouă. Nu mă interesează asta, dar vezi, fiind cu ouă proaspite așa, atunci șansa mare este ca să o ouă pe asta. Șansa mare, da? Între timp, albina va ecluziona de pe ăsta, da? Și atunci totul este perfect. Acum, pe asta trebuie să o scuturăm. Uite așa. Uh-huh. E și albă, nu? Oare dintre asta și cea care e altă, care e acolo, care o fi mai albă? Că mă interesează spre cea mai proastă să o dau. Ia să vedem. Nu, asta e mai bună. Asta e mai bună, da? Îți amintești că am vorbit. Aia, da. Aia trebuie scuturat. Asta trebuie scuturat. Vezi, cam asta se întâmplă în timp ce umbla o familie. Da. Deci lucrează microprocesorul la maxim. De multe ori mi se întâmplă că, mai ales când e vorba de un film, când ritmul este mult mai lent, pentru că trebuie să și vorbesc, așa vorbesc în gândul meu, știi, că toată povestea asta. Așa. Și acum asta acoperim. Așa, Jim. Uite cât de simplu, da? Acoperim frumos. Și o punem și pe asta deasupra ca să o fie spațiu. Punem o pestică de ceva de lemn, să o țină, ca să nu... Și aș vede de treaba ei. Albinuța se duce pe urdiniș. Cu ăsta facem tot la fel. Sigur că așa o dăm deoparte, luăm și lada. Luăm și lada și o îndepărtăm un pic și gata. Asta-i. Asta-i povestea. Albina v-a zburat de aici. Da. Ea a fost mutată din poziția asta. Asta e cea mai favorizată. Ea știe foarte bine acum. Ea stă așa stupul. Așa. Știți? Așa stă. Și numai bine asta vine. Asta altă care acolo vine pe rampă aici. Și în sfârșit, asta la altul, când îi dispare stupul, va veni pe singura rampă care îi se vede lui, din partea asta. Deci de ce îți permite biostupul chestia asta? Da. Și e treabă excepțională. Gândite, trei cum poți fi strânși într-unul. Și acum facem aceeași chestie și aici. Aici avem și două hrăbitori, cred că...
să le spunem prietenilor noștri că dacă e pusă rama creditoare într-o perioadă în care nu interesează și roii nu erau interesați să crească celule de trântor. El a spus așa, creștem de albine și dacă va fi rezervă nevoie de miere, punem miere și în celula de albine. Deci este fantastic că nu-și permite nici o clipă să irosească energia de aiurea. Da? Totul este perfect calculat. Când crește celule de masculi? Când își propune să roiască. Dar asta ce fie să roiască când el avea 2-3 rame? Deci e exclus asta. Și se apropie și iarna. Și se apropie iarna. Nu, cred că într-o perioadă trebuie să zice să fie, dacă cumva, din matca cealaltă, nu din matca asta. Că aici am crescut 2 sau 3 măci, nu mai rețin exact, în vara asta. Am crescut, a rămas o singură ramă, de acolo a pornit cu o singură ramă, deci... Iată. Albină rară, nu? Să spunem rară, așa. Rară, rară. Aici e pe 2 rame, dacă ne ducem până la urmă. Vedem noi cum. Vedem, deocamdată le punem aici și le scuturăm acolo. Le scuturăm acolo, da? Am uitat aici, uite că am pus creditorul ăsta. Așa are un pic de miere. Asta e sursă de fructușoară. Dăm pe prietenii noștri să reflecteze cu atenție, să vadă ce șanse oferă biostupul și, nu știu, n-aș sta pe gânduri. Aș face tot efortul să-mi adun măcar câțiva biostup să înțeleg ce șanse am la iernat. Imens. Mai ales a roiurilor. Dar ați văzut, dragilor, și familie mai puternice. Da, iată. Avem un pic de cuiat. Nu ne uităm după matcă. Dacă o vedem, o vedem. Dacă nu, nu. Pentru că în clipa în care am, eu, când am cuiat, este semn că am matcă. Doar văd că e cuiat de albină, nu-i de trântor. Totul este clar. Uite ce facem așa. Asta va fi după mine a doua ramă. Și în sfârșit, cred că asta era și iar o ramă bună, zic eu. După greutate îmi dau seama, este o ramă închisă la culoare, are cuiet. Ei, aici încă ceva. O să o punem cu cuietul pentru care ecluzionează în partea asta. Adică spațiul în care se intre din jumătatea de ramă, nu cu asta, cu partea asta unde are miere, ci cu partea unde are cuiet ca să ecluzioneze, să fie gol, să poate intra albina. Deci așa o punem, dragilor. Nu invers. Deci, vedeți? Foarte multe lucruri sunt importante. Așadar, visul meu este să fac așa. Să fac sfera asta din mai multe calote sferice, din mai multe porțiuni, bucăți, da? Ale sferii. Din cele 3. Viitorul... Gemul care se face pentru iarnă. Asta, mă. Gemul de iarnă, așa trebuie. Da, să încălzească unul pe altul. Asta este. Așa este. El singur n-ar avea șanse să poată. Așa, în 3, sigur face asta. Și o face cu... Cum să spun? Mățile fiind tinere vor pleca din timpuriu. Ba mai mult. Eu acum fac tot ce depinde de mine și o să vedeți în continuare, dragilor, ca să mențin o atumăci până toamna târziu. Deci, începem cu hrănirea cu miere cristalizată, deci ne ducem până la sfârșitul octombrie, dacă putem, să menținem o atumăci. Acest lucru este special, pentru că vom produce albine pentru iarna. Șanse. Dacă ar fost izolat, vine de acum perioada mai rece, nopțile ajung la 7-8 grade, 10 grade și atunci albina se strânge. Și ce se strânge, ce se mai ouă? Ei trebuie 30 de grade acolo să ouă. În concluzie, nu mai sunt întrebări pe activitatea. Așa că
în biostup, avem șanse să păstrăm. Dacă și stimulăm, păstrăm cu oatul o perioadă mai lungă. Așa. Iată ce facem acum. Luăm și stupul ăsta, îl îndepărtăm. Ca să luăm armina de aici. Și cred că aveam plasa deasupra, am lăsat-o undeva, nu știu unde, să o găsesc, am luat o altă plasă. Hai să punem două micuțe, că nu știu, cred că am uitat-o acolo, abar n-am, sigur este. Vreau chiar spunea că mai mulți i-au propus să facă din două bucăți aici și el și a făcut experimentul ăsta. Deci, ca să nu scrie toată, i-aș vrea le faci cum crezi, dar nu afectează deloc, pentru că când ai luat tot rămâne folia. Noi am văzut asta, nu rămâne folia și atunci nu e problemă. E ajutor la hrănire. Că... Da. Poți să iei o singură rădici într-o parte. Așa, la asta s-a gândit el. Rănire, e mai ușor. Mai ușor? Mai ușor. De ce, dacă e folia, tu ai ca tot... Tu să rădici colțul folii. Numai colțul, da, da. Nu, dar când era cu podișorul, atunci era important. Da, da, podișorul da, dintr-una și podișorul... Un alt vezi când era chestia asta toată de la un capul la altul, da. Atunci era o problemă. Dar așa, nu văd de rostul. Ia-ți viorele, faci cum vrei, dar zic că să mai bagi manoperă. Una să faci două bucăți și alta să faci sigur bucată. Așa. Gata. S-a rezolvat problema. Și acum, dragilor, albina, o parte va veni aici, uite, nu știu ce să vină. O parte care nu vine, cea mai atrasă este cea de pe centru, care e spațiul ei acolo, să știu obișnuite. Care nu va veni, se duce pe la vecinul, pe aici, pe undeva, dar tot la mine. Da? Deci nu-i mare supărare. Dar după părerea mea că va veni. Și ca să fac o leac să măresc ritmul, scutur lăzile în față, ca ele să se orienteze. Iată, fac asta. Acum, în perioada asta, cei care sunt foarte frământați și fac numărul de familii au această mare problemă acum. Au tras foarte tare la mulțime, au ajuns să aibă roi și mai târzii, pe două rame, pe trei rame și spun și întreabă ce mă ne facem noi, cum iernăm. E dificil. Dacă însă aveți o supă, aveți 100% șansă. Pentru că voi veți menține căldura, deci aveți șanse, da, unindu-le trei într-un loc, să beneficiați de căldură și să stimulați până târziu. Deci stimulați până târziu o oatul măcii. Asta e lucrul foarte important. Uite ce agitate sunt. Acum... Își caută locușorul. Da. Știau că aici era, cum se poate, aici era. Vezi? Au ca avioanele, traiectorii precise. Da. Nu discute. Acolo trebuie să fie. Dar între timp, stânga-dreapta, se orientează. Mirosul familiei proprii le atrage și se duc acolo. Ia să facem pentru ăsta. O chestie așa, să vedem dacă le este de folos. Să vedem. Da? Eu am să mă retrag de acum ca să-i las posibilitatea să... Trebuie să iau complet stupii ăștia, că culoarea tot le atrage atenția. Așa că îi ducem în spate, să nu mai
Apoi abstenția?